Bro, voi observați ce bug este în momentul de față? Eu nu am laser shark-ul deblocat, dar eu l-am luat de aici. Și chiar pe episodul de ieri. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys, cel oficial și special cu 1400 de trofee. Mi-am schimbat și numele, exact cum vă spuneam. Deocamdată ce v-am arătat eu pe episodul de ieri, pentru cei care vreți să-l vedeți, episodul în care puteți să aveți noile nume colorate în albastru, în roșu, în cian, dar și tagurile noi cu Pro, Boss și Goat, îl găsiți pe canal. Astăzi deocamdată mi-am schimbat numele și am pus cod 2 puncte Mădrin OG, pentru că asta trebuie să faceți și voi, să aveți codul Mădrin pe shop chiar acum, să-l băgați pentru 10 ani de noroc. Dar dacă vreți să câștigați și gemuri și Stumble Tokens, asta este cel mai important. Atenție mare, doar jucătorii de pe telefon pot în momentul de față ca să bage acest cod pe shop și mă ajută și pe mine și vă mulțumesc din suflet. După cum observați, avem 1399 de trofee cu 291.999 de gemuri. Bine, gemurile acestea sunt în continuare pe cont pentru că încă nu s-au trimis la câștigător, deci cred că o să mai rămân undeva la vreo 285.000 ceva de genul ăsta, că o să trimit la câștigător gemurile. Deci încă nu le-ați primit, să nu vă panicați, pentru că o să le primiți foarte curând cei care le-ați câștigat pe live. Totodată avem și o grămadă de oferte pe aici, nu prea merită ca să le iau, uite aici la roata asta, voi da așa ca să fie, pentru că e irelevantă, sincer, și așa am face în cap în fiecare zi această roată. Și am făcut, bro! Aveam mai devreme pe shop, uite, 292.009 gemuri și când ies, ok, acum s-au pus gemurile. Nu înțeleg ce-i bug-ul ăsta. Să sperăm că 1400 de gemuri, 1400 de coroane se vor pune. În fine, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă vreți să începem acum în forță. Hai să vedem câte like-uri și abonări se vor face în 5 secunde. Vreau să vedem cât de rapid sunteți voi acum. 5, 4, 3, 2, 1. Vă mulțumesc din suflet pentru like acolo și... totodată avem și skinul acesta magnific de deblocat. Asta ar însemna vreo 3 meciuri ca să dau 3 meciuri de win, dar deocamdată vom da cu skinul acesta de influencer ca să facem win pe legendarii bloc de ești. După aceea voi mai dai o meciuri până voi debloca să jucăm cu el. Doamne, cât mi-mi doresc skinul ăla, bă, și cât mi-am dorit. Știi ce vom face? Vom reveni direct cu finalele, pentru că sincer meciul ăsta de început și cel de-al doilea va fi degeaba. Doar trebuie să supraviețuiești ca să nu piști de pe hartă. A few moments later. Ia uite-l ăla ce a rezistat acolo. Bro, ești tare, ești nebun. What? Nu mi se pare corect ce s-a întâmplat aici. Come on, man. Dacă mă trage peretele ăla și am fost acolo. Deci cel mai urât perete mi se pare la cel mai urât, bro. Come on. Avem 7510. Ok, dacă am promis, vom intra cu acel rechinaș. Asta este, important este pe episod, ca să punem și părțile bune și părțile negative. Deci... am avut ghinion, se mai întâmplă. Stai așa că nu văd unde e rechinul. Rechinul știu că era legendar. Bro, wait a second. Voi observați ce bug este în momentul de față? Eu nu am laser shark-ul deblocat, dar eu l-am luat de aici. Și chiar pe episodul de ieri. E o problemă. Trebuie neapărat să vorbesc cu cineva din staff, că nu mi se pare corect. Mi-am furat skin-ul de laser shark. Mă, mira meu, bă, mă, tot uitam, mă uitam, dar uite, frate, că nu l-am aici deblocat. Nu, trebuie să dau neapărat mesaj, lol. A few moments later. Și da, e bine că totul se termină cu bine. Am reușit ca să vorbesc și să-mi deblocheze skin-ul pe cont. Bro, mi se pare absurd faptul că noi am schimbat acele nume și skin-ul acesta, laser shark, mi-a fost luat de pe cont. Cât de ciudat mi se pare chestia asta. Important e că putem să jucăm cu el și haide să revenim direct cu o finală ca să o câștigăm cu acest skin laser shark, dacă tot l-am recuperat. Și uite că am revenit cu finala cu acest laser shark. Sincer, mă bucur foarte mult că am reușit să-l recuperez. Bine, până la urmă este pe propria dreptate. Adică norocul meu este că am filmat episodul de el și bine, de ieri, și bineînțeles că avem și dovada, dar n-a trebuit să-i ofer, pentru că știa că sunt de încredere și că nu mint absolut deloc. Și totodată iau toată puterea, adică se pot uita pe contul meu că nu există skin-ul acesta pe cont. Și uite că îl avem aici, brodere. Puteți să ne jucăm cu el, eu m-am jucat deja 2 meciuri, am ajuns în finală și pot spune că e un skin destul de reușit. Îmi place mai ales că acel laser cu roșu se potrivește cu mădălinul din nume, deci chiar e ceea ce trebuie. Uite, îmi place foarte mult și skinul acela lichid îmi place extraordinar de mult, sincer. Și pot spune că e și acela unul dintre preferatele mele. Ah, a fugit peste mine, bro. A sărit acolo că voiam să-i dau emote. Nu, 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 ușor. Hai mă că zboară rechinul. Rechinul nu-i doar de apă, e și de zburat, sincer. Dăm acolo un emote? N-am putut să-l trec prin țepi. Era bine dacă puteam, uite, da și el. Emote. Emote, firar. Nu, nicio problemă. Asta îmi place la legendarii bloc, deci faptul că tu dacă ești pe centru, cu greu te poate da la o parte de pe hartă. Ok, primesc un knockback.
Nicio problemă, n-ai ce să faci altceva în afară de am dat knockback. Ok, ok, ușor, ho. Mamă, ia, au reușit mă să sară, bro. L-a picat destul de mulți și nici măcar nu a venit pereții aceia puternici dezvoltați. Deci, sincer, îmi place skin-ul, chiar e frumos. S-a mare grijă că ăla are emote. Ia uite, a picat și mai ăsta jos. N-are și să se treacă prin perete, îl așteptăm aici. Nu, nu te cred. E în regulă. E bine, putem spune. I-am dat emote. Nu te cred, bă, a știut să treacă prin perete. Bă, ce jucător, frate. Bravo lui, bro, n-am ce să-i zic. Ok. La limită. Ha, noroc că am avut răbdare. Da, mă, sigur, ai făcut tactică. Joacă foarte bine asta, sincer. Chiar neașteptat de bine. Sărim încă o dată. O să încerc să mă duc așa în față de fiecare dată. Voi sări aici așa frumos. I-am dat emote, dar degeaba, n-o să-l încurce absolut deloc, sincer, acolo. Îmi dă iar emote? Nu, se pare că și-l așteaptă. Da, mă, sigur. Sigur vei face tu chestia asta. Ce jucător! Bro, ai jucat până acum atât de bine și tu n-ai reușit să dai acolo un taunt ca să nu bubui? Easy win, frățiorii, cu Laser Shark pe zonă. Primul meu win cu acest skin. Și e bine că l-am recuperat. Că plângeam dacă nu recuperam, sincer. Chiar nici nu mai aveam nicio șansă ca să pot recupera, cred. Ok, avem 7850. Oh my god, brother. De 7850 ar trebui ca să mă duc eu în finală și să mă las bătut. Ca să revin direct cu Tornado-ul, să înțeleg? Cred că da, dar nu. Voi face un win pentru că avem și 1400 în total. În sfârșit, recordul absolut s-a făcut. Și haideți să mai dăm un match ca să revenim direct cu skin-ul. Și uite așa, am reușit ca să mai câștig un match. Este cel de-al 1401. Da, am spus bine. Win și vă arăt în timp real ca să nu ziceți că min sau ceva de genul ăsta. Dar n-a avut sens pentru că pierdeam timpul. Avem skin-ul Twister, să sperăm că o să fie deblocat și că nu o să mai fie aceeași manevră. Well done, mai sunt 6 zile și 15 ore, sunt curios. Cred că nu o să-mi bage în următorul sezon iepurii aceia. Că adevărat, frate, 6 zile, 14, nu te cred. Bro, păi cred că o să bage din iepuri pe aici. Deoarece, în 6 zile, 15 ore se termină asta, da? Și ei au spus că update-ul o să vină pe 14, update-ul 050. Oh my god, brodere, nu e bine, nu e bine deloc. Hai să vedem, să luăm aici skinul. Aici este. Ia uite-l, mă, mâncaia și gurița lui. Dar partea cea mai interesantă este ce putem noi să-i punem la acest skin. Ce efect special, bro. Efectul acesta. Efectul de păsărici. Sau chiar, nu știu, uite, aș putea să pun și efectul ăsta. Da. Adevărat că tornada asta lasă numai fum, numai smoke în urma ei. Cât despre efect, habar nu am, facem acest emote, Gangnam Style sau chiar nu știu, ăsta, Smoke Bomb. E ultima că dispare până și tornada. Mamă, vezi că e tare asta cu smoke. Și de data aceasta, dacă am terminat cu turnamentul și nu mai am nevoie absolut deloc, nu mă voi mai juca aici, în niciun caz la Rocky Rumble, nici nu am ce să caut. O să dăm un match, nu de Laser Dash. Bă, avem de ales între Laser Dash, bă, și sincer și la Stumbler Stain. Hai să dăm aici. Ok, pentru că ne dă din toate mapele de elimination și uite așa vom putea vedea dacă skin-ul ăsta chiar e fain. Vom lua toate mapele la rând și după aceea dăm un laser dash și un match normal pentru că n-am mai intrat de foarte mult timp. Și uite, bă, frate, bă, cum e viața asta, bro. Am zis că intru la laser dash după aceea și îmi dă laser dash aici, prima mapă. Come on, bro. Da, e bine că putem să arătăm skin-ul ăsta, să vedem cum arată. Bă, e genial, e skin-ul meu favorit, bă, băiatule, bă. Dar nu știu în turnee, sincer, dacă merită atât de tare, că parcă te amețiște așa puțin, parcă te păcălește skinul ăsta. E frumos așa ca să te joci cu el pentru că atrage privirile în meci și e un skin exclusiv, dar nu știu dacă merită în turnee sau competitiv să te joci cu el. Stai să stăm aici în spate să nu ne luăm vreun emote sau body block. Chiar vreau să spuneți în secțiunea de comentarii, voi ați deblocat acest Twister? Lăsați în secțiunea de comentarii chiar acum, vreau să vedem câți dintre voi l-ați deblocat și bineînțeles nu uitați codul Mătălin pe shop. Următoarea mapă, Bot Bash, bine, bro. Sperăm că n-avem la Valendă în finală, dar o să încercăm să dăm tot posibilul ca să facem win. Da, mă, tăticu, mă, pe Bot Bash putem și noi să arătăm skin-ul ăsta exact cum trebuie, în splendoarea sa. Dacă nu, mai aveți încă 6 zile timp ca să-l deblocați acest skin. Și eu v-aș spune faptul că ar merita să-l deblocați, sincer. Chiar e frumos.
E unul dintre skin-urile mele favorite, v-am zis chestia asta și o mai zic și cred că mă repede foarte multe ori, dar trebuie să vă zic asta. Probabil știți ce ar fi tare? Să facem un episod în care să facem un tier list cu skin-urile care îmi plac mie foarte mult și care merită luate. Skin-uri speciale, legendare, că restul sunt o grămadă și nu cred că ar merita, sincer, să facem cu celelalte skin-uri și la tier-urile celelalte, decât skin-urile speciale și legendare, atât. Și am tot zis că voi face un episod cu părerea copiilor în 2023 despre jocul acesta Stumbleguys, că a trecut totuși un an de când m-am apucat eu și am făcut acea părere a lor. Bro, las-o naiba, în următoarea rundă avem, adică de fapt în finală tot la Serdeș. Păi n-are rost, cred că nu o să mai intru după acela la Serdeș pentru că practic sunt două mape și dacă aș mai intra cu încă o dată o să ne dea la Serdeș și în continuu ar fi 5 mape în total. Deci cred că o să mai intru la un last Tumblr din acesta, că poate ne dă și nouă alte mape. Și după aceea voi intra la un meci normal unde o să ne mai dea și race-uri și toate cele. Că m-am săturat de mapele de elimination, mamă ce ciudat am dat acolo emote-ul. Oare emote-ul chiar te va încurca când vei vrea să îl dai, brodere? Pentru că este acea tornadă și are mânuțele micuțe sau... Poate doar mi se pare mie. Uite, mânuțele nu se văd măcar. Sunt inofensive. Aolo. Sunt micuțe așa, brodere. Hai să ne concentrăm. Vom sări aici. Olo, bine că am apucat să sar la limită. Bine asta să dea emote, eram sigur. Capibara asta este disperat de mine. Uite, bă, de aici. Hai să te văd. E ultima că a reușit. Nu, să nu-mi dea emote, să nu-mi dea emote. Sărim și iară sărim. Și vine capibara, s-ar putea. I-am dat emote. Uuu, ce emote puternic dezvoltat al acestei tornade. Ia, săr tu. Ia uite bă că a rezistat. N-a rezistat mă, că Modeline 1, Cod Modeline pe zonă, a câștigat din nou și din nou. Ia uite, am crezut că avem un țânțar pe aici care ne bâză iară, dar nu se mai întâmplă ca să-l mai avem pe domnul țânțar Laurențiu, prin zona noastră, pe fază. Avem un nou win, 1402 win-uri cred că ar trebui, nu o să avem, da mă s-au pus în timp real, e bine. Și să ne uităm noi, top local bro, deci top local ar fi top 100, 2259, iar la trofee 112400 și eu am 90500, bă, dar au mai făcut ăștia trofee, nu te cred, destul de multă distanță, haideți să mai dăm un match. Nu, la SRD și vom uita tot aici și după aceea un match normal de solo. E așa mai dată, Ticu, avem și noi Rush Hour, putem să prezentăm și noi skin-ul pe alte mape, să vedem cum arată, sigur că da. Rush Hour, mapa mea favorită, dar nu știu în ce măsură o să mai băgăm la turnee. Că am văzut că mulți dintre abonați se plâng de drauri, adică de egalități și nu e ok. Stai ca să ne concentrăm, să mergem aici primi. Și zi bă, leule, bă! Ia uite și pe ăsta, ia du-te șefule și tu, dacă ești agresiv și vrei să vii pe mine, păi o dăm, nu? E, uite că în semifinal avem la Valendu, sincer, nu este favorita mea, trebuie să am foarte mare grijă ca să nu-mi iau, nu body block, să-mi iau target, să-mi dea emote-uri, asta este cel mai iurea, uite, ăla a vrut să-mi dea emote de inimă, ce părere aveți despre el? Avem și un român, Rodenisuc, pe pariu că o să vină Denisuc acela fix pe mine, că e român, adevărat, sigur, mamă, ce emote am dat acolo. Și emote, și emote, ia uite, ce vă zicea, brodere? Și l-avem și pe Team Banane 1. Bro, ce nume, interesant, foarte interesant, am mai picat încă unul și avem finala, let's go. Bine că m-am zis că rapid ca să le dau astora emote-uri să pice. Da, norocul meu din viață. M-am bucurat degeaba că avem Lavalent ca să-mi dea iară Lavalent în finală. E, acum chiar e o problemă. Ha, sincer mi-aș fi dorit ca să fie direct Lavalent în finală dacă e. Și să nu fie acum. Ama, trebuie să țopăi, trebuie să fug în toate părțile posibile, să văd pe ăștia care vor veni, să nu-mi dea vreun emote. Trebuie să stăm calmi, liniștiți. I-am dat aloia emote, Rodenisuc ăla va avea emote, exact. Am sărit acolo, e bine că am apucat. Dăm astuia un emote, dar nu pot să-l împing, trebuie doar să fugim și să iar să fugim, deși Lian ăla are emote. Am înțeles, ok, cred că Denisuc a picat, nu, este acolo încă. Franco avea emote, brodere? N-are emote, deci pot să-l dau jos ca să mai scăpăm de... Mamă, ce frică mi-a fost de la broadere, după aia l-am văzut în spatele meu. Și am reușit acolo ca să sar. Ok, sărim în continuu, sărim iară. Eu cu siguranță o să vină ca să dea emote. Timp banana este jos. În regulă, ăla a dat emote, deci nu mai are pumnul. Vom sări aici sus. Vom mai sări iar aici. Ăla e destul de jos de nisuc, dar o să reușească ca să supraviețuiască. Vom sări aici perfect, vom da taunt ca să nu alunce foarte rău caracterul. În regulă, suntem aici, nu cred că mai poate să mai ajungă, nu mai, gata, salut. Nu mai am nicio șansă, nu mai ai cum să mai vibro. Nu mai, gata, asta a fost.
Bine, mă, ați văzut? Doar din creier i-am făcut. Doar tactic pe băieți. Pe ce să mă duc eu la bătaie? Îi las liniștiți pe treaba lor. Sincer, mi-a fi că, ca să nu vină pe mine și să se pună toți pe mine ca să se bată cu mine, sincer, să mă bată. Avem încă un nou win și suntem pe calea cea bună, se pare. Acest Twister ne poartă noroc și facem win după win. Păi dacă aici am făcut win, păi dacă dau aici un match normal, n-o să am nicio emoție, credeți-mă. Bro, ce dor mi era de mapa asta cu extraterestri, deci nu te cred că au băgat-o aici la mapele normale. Păi o să mă joc mai des, mă, frățiorul meu. Mai ales faptul că nu m-am mai jucat de foarte mult timp race-uri. Aolo, acolo mi-a stat pe burtă, băi, tornado, băi, de ce stai pe burtă? Ia uite, nici emote-ul. Bro, hackerul! Hai mă, mă lua și ai avut atât noroc de ți-a picat Nian Beast-ul acela de jade? Las-o, bro, cât noroc să ai, bro, ori hack, ori a avut un noroc fantastic, omul meu. Și bravo lui dacă chiar l-a deblocat pe bune din noroc. Cred că a avut codul Mădălin pe shop, altfel nu pot să-mi dau seama. O să facem și noi acest challenge, o să vină episodul mâine. Dar tot Mădălin ajunge primul. Mâine vom face episodul în care vom da 100 de spinuri să vedem dacă ne va pica acel Nian Beast și cam câte trebuie în total ca să-l poți debloca. Pivot, pași, bine, bro! De când am mai jucat și mapa asta? A trecut ceva timp? Botică îl cheamă pe ăla, bă, frate, bă. Dă-mă și mie skin-ul ăla, sincer. Chiar pare așa exclusiv dacă stai să te uiți în match. Pentru că nu toată lumea poate să-l aibă și nu l-am văzut până acum mai la nimeni, sincer. Deci din două una, ori are hack, ori a avut un noroc fantastic și... Chiar sunt uimit de faptul ăsta. Că v-am zis, nu l-am văzut mai deloc până acum. Puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii și dovadă pe Instagram dacă ați reușit voi să luați acolo cu codul Mădălin pe șopan acest skin și ați avut noroc atât de mare. Eram sigur că o să-mi dea emote. Eu te-am mers pe capul lui. Bine, hai să vedem finala. Ah, păi ce ai făcut, mă, brodere, mă? Mi-a dat bloc deși în finală. Voiam și eu să-mi dea ceva mai rapid, nu știu. Un race, să dureze mai puțin. Păi bloc deși va dura mult, bro. Și deja m-am plictisit, iau, i-am dat-o lui deja un pumn, simplu. Deja m-am plictisit de atâta bloc, deci legendary bloc, deci așa mai departe. Nu credeam că o să spun chestia asta vreodată. Dar da, chiar așa este, bă, băiatule, bă. Ia să-i dăm astuia un emote și să-l împingem, încă unul, easy. Asta e cea mai bună tactică, dă emote și te duci pe traiectoria lui. Mă, tot oftică Oscar ăsta. Că i-aș da așa un super punch din ăsta puternic. Ah, firar. Sări din nou pe capul lui. Bă, ce se întâmplă cu această tornadă de sar pe capul jucătorilor? Ia du-te, mă, tu de aici. No! N-a fost pe traiectoria mea. Tornada Mădălin este supărată. Este nervoasă. Ia du-te tu de aici. Încă unul. Deci toți trei până acum cei care au picat au fost dați de către mine la o parte de pe hartă. Deci niciunul dintre ei n-a picat așa de la sine. Uite, de-abia acum a picat unul. Nice. A, Oscar ăla care era foarte agitat. Bine că s-a liniștit. No, sunt slab, bro, sunt slab, bro, de toate ăștia. Meciurile normale sunt foarte slabi. Față de un bloc de legendary unde mai intră acolo ca să câștige skin-ul și să dea tryhard-ul ăla fantastic, ăștia sunt subțirei. Bun, suntem aici. Let's go, tăticu. Ăla e jos, a picat. Mai e ăsta doar. Ăsta are o panică în el de... Ia să vedem. Unde vrei tu să sari? Ciui, bun. Ce-ori ăsta? V-am zis, sunt foarte slabi jucătorii de aici. Dar nu, săritura aia niciodată nu putea să-i reușească. Era cam panicat băiatul nostru. Dar, în fine, avem cu acest skin win după win, bro. Deci nu cred că am avut un episod așa de frumos cu un skin după ce l-am deblocat ca să câștig meci după meci. 1404 win-uri, ne oprim aici și sper că v-a plăcut. Un like și abonare mă ajută foarte, foarte mult și nu uitați codul Mădălin pe shop dacă vreți să câștigați și voi gemuri și Stumble Tokens. Vă mulțumesc o dată pentru sine și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Subscribe.